Hapa mic al celor la fotbal. Respect și fair play. Bun găsit, prieteni, ziua a treia de la cea de-a șapte ediție a Cupei Liceilor Big FM la fotbal în sală. Prima semifinală se dispută între CNSC Tatedeva și Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny. La microfon suntem Amaril Dosecheș și Liviu Rădău. Vă salut, prieteni, și eu. Multe au fost, doar patru a mai rămas. E ziua a treia, ziua semifinalelor. Astăzi se vor decide cele două finaliste care mâine seară de la orele 20 în direct pe Hunedoara TV își vor disputa Cupa Big, trofeul ediția 7-a. Iată cele două formații. CNSC Tatedeva, să spunem, echipă gazdă, că jucăm la Deva în sala sporturilor. Portari sunt Darius Savu, numărul 1, și Gabriel Beldea, numărul 12. Jucători de câmp, Mario Boldea, 23, Ervin Budriș, 25, Robert Buzducea, numărul 4, Bogdan Moldovan, numărul 6, Răzvan Hordea, numărul 9, Raul Țuligă, numărul 19, Robert Tot, numărul 7, Zabar Covaș, numărul 18, și Alexandru Gorea, numărul 16. De partea cealaltă, Colegiul Tehnic Feroviar Anghel Saligny din Simeria se prezintă în următoarea formulă de echipă. În poartă, cu numărul 1, Jescu. În câmp sunt distribuiți numărul 8, Sergiu Crăciun, numărul 14, Bârșag Alexandru, numărul 7, Bustan Radu, numărul 9, Florin Petraru, numărul 11, Tot Emanuel, numărul 5, Nălbaru Constantin. Și numărul 15, Sergiu Stanciu, care a schimbat numărul după tricou cu Andreea Săran. Andreea Săran este accidentat, nu poate juca în acest meci. Antrenorul formației din Simeria, de la Anghel Saligny, este Carol Gal. A început de 40 de secunde această partidă și acum cei de la Simeria se află într-o acțiune de atac. Să vedem ce va ieși. Să primește spunem, Bustan. Carol Gal este reputat antrenor de la juniorii Corvinului și apoi cu performanțe remarcabile în divizia, fosta divizie a Liga Națională, la CSM Reșița și la Unirea Alba Iulia. La CNSC Tatedeva antrenorul este Marius Sârbu, care este și antrenorul echipei de senior de la CNSC Tatedeva, care în acest moment evoluează în Liga 3 de fotbal. Au trecut un minut și cam 30 de secunde, 0-0, normal, tatonare la început de meci. Cei de la CNSC Tatedeva joacă în tricouri albe cu dungi albastre și shorturile albastre. Cei de la Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Saligny, shorturi negre, tricouri albe. Acum lovitură liberă pentru cei de la Sportiv Boldea. Se pregătește să execute această lovitură liberă, 15 metri lateral stâng, aglomerații mari de jucători în fața portarului. Jescu minge pe jos, trimite acolo un jucător de la Sportiv, dar nu le-a ieșit ceea ce și-a dorit Marius Sârbu la această fază. Cu numărul 7 de la Sportiv, e vorba de Tot, încearcă să scapă de marcaj și Robinsonade, de excepția lui Jescu. Acum Boldea continuă tirada ofensivă a celor de la Sportiv. Pe Jescu l-am văzut și în meciul din sferturi, foarte bine a evoluat, nu a avut foarte mult de lucru, dar se văd calitățile lui de portar. Nu l-au întrebuințat cei de la Sigismund Toduță. Cei de la Sigismund Toduță sunt de apreciat pentru faptul. Iată pe Budriș, mă întrerup Budriș, acum Bustan, o trecere finuță, gleznă fină acest Bustan. Bustan nu știe cui să paseze. Vrea să intre în centru, dar e de jucată intenția de un jucător de la Sportiv. E vorba de numărul 6, l-am numit aici prieten, pe Moldovan Bogdan. Bogdan Moldovan. Hai să spunem că majoritatea jucătorilor sunt legitimați de echipe de fotbal. La CNSC Tatedeva este Mario Boldea titular indiscutabil, liberoul formației de vene în jocurile din Liga 3. Robert șut, am asistat la un șut, la un șut de la 15 metri lateral stânga. A șutat purtătorul tricolului cu numărul 6, Bogdan Moldovan, dar fără probleme pentru Jescu. Te rog. Jescu, așa cum spuneam, și-a etalat calitățile de portar. Nu a avut mult de lucru în sferturile de finală, dar foarte bun. Acum poate să-și arate adevărata valoare. Da, se pare că CNSC Tatedeva este una dintre cele două candidate la câștigarea celei de-a șapte ediții a Cupei Liceilor Big FM la fotbal în sală. Să amintim că la Deva, putem să spunem așa, Deva cu Simeria, Zabar Covaci este recent legitimat la echipa de futsal Autoberg Amadeva, deținătoare Cupei României, și sperăm noi viitoarea campioană națională la futsal la țării noastre. Da, de asemenea și la Simeria sunt câțiva jucători legitimați. La Simeria e vorba de Republicanul, de la juniorii Republicani. Iată o fază a lui Bustan. Chiar Bustan e
Are 17 ani, în clasa 10 la Anghel Salini și e legitimat la Republicanicilor de la CFR Simeria și Jescu este la Juniorilor de la CFR Simeria și Petraru Florin. Acum o fază în care se află implicat Budriș și a încercat o trecere subtilă. Acum Bustan. Artificiul tehnic, să spune, de Budriș a încercat în primul meci din sfertul să înscrie. Nu a fost să fie pentru el. Un jucător foarte talentat. Eu cel puțin nu știu de câțiva ani buni, să dezvolui un secret, a fost coleg de credință cu fiul meu. I-am urmărit cariera de fotbalist. Este un băiat de viitor. E adevărat că a fost și la juniorii celor de la Honvéd Budapesta. Am înțeles o asemenea discuție. A fost pe marginea lui Budriș. Acum numărul 7 de la Sportiv, e vorba de tot. Pierde în posesia mingii, se află Bustan, celălalt așteptar. Pe Bustan. Bustan, să spune, golgheterul competiției de până acum cu 5 goluri. Da, ce părere ai de primele 5 minute ale acestei partide? A început echilibrat meciul. Seama cum au trecut cele 5 minute. Este o mare diferență între ce a jucat Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Salihnic în primul meci cu artiștii, cu cei de la Liceul de Arte, Sigismund Oduță din Deva, o echipă, repet, m-a repetat și ieri, de tot respectul, au venit, au participat, important este să participi. Au fost 2-3 jucători foarte buni de la Liceul de Arte. Reamintesc că cei de la Salini au câștigat cu 12-1 și poate scorul nu ar fi fost așa mare dacă portarul titular al artiștilor nu s-ar fi accidentat. Sunt curios să-i văd pe cei de la Siberia într-un meci adevărat. Putem spune că este un meci adevărat acum. Este un meci adevărat, este formația de la Sportivă, este o formație redutabilă, majoritatea sunt la juniorii și seniorii celor de la CNS Cetate Deva. Iată-l acum pe numărul 7, tot dezvoltă o fază de atac până la Budriș. Budriș cu călcâiul, același tot, șutează Jescu, la un pas aibă probleme, cade acolo și tot. Este penalti? S-ar putea să fie lovitură de penalitate, cartonaș galben. Pentru numărul 15, 5. E vorba de Stanciu. Stanciu. Numărul 5, Nălbaru, este... Numărul 15 Stanciu. Stanciu. E lovitură de penalitate, oportunitate. Și să spunem, este primul penalti din această, la o fază de joc. A fost ieri o fază la competiție. La șase greșeală personală, la cel de-al patrulea sfert de semi. Numărul 6, Bogdan Moldovan. Bogdan Moldovan, să vedem. În poartă Jescu. Jescu, eu cred că are multă încredere în el, Bogdan Moldovan, am înțeles că este un jucător. Jescu s-ar putea să apere și gol. Imparabil, da, foarte frumos a șutat plasat Bogdan Moldovan, a șutat pe centru, dar sub transversală și scorul devine în acest minut 7 al partidei, dragi ascultători, 1-0 pentru formația Liceului Sportiv antrenată de Marius Sârbu. După ce au început cele două formații echilibrate, au sărit peste acea perioadă de datonare. Iată că meciul este pe cale să fie și mai interesant. Acum are respinge un jucător de la Sportiv mingea cu capul. E vorba de numărul 19, Țuligă. Răpunde la margine cei de la Simeria. Numărul 9 la minute aici pe Petraru Florin. Petraru Florin pierde posesia și se va repeta repunerea. Același Petraru repune de la margine. Să vedem ce deznodământ va avea această fază a celor de la Simeria. Mingea înălțată în careu și cu Budriș cu umărul rea spre propria poartă. Acolo Boldea nu se descurcă. Prea Bustan între trei jucători. Șutează, dar mingea părăsește suprafața de joc. În de Bustan are o tehnică extraordinară pentru fotbal în sală, pentru futsal, cum vrem noi să denumim acest sport. Să reamintim că meciurile acestea se desfășoară după regulamentul fotbalului în sală, cu câteva mici modificări sau scăpări. Dar să vedem ce fac cei de la Deva. Scăpase Budriș pe contraatac, mingea a ieșit în afară terenul de joc. Budriș, sunt curios să-l văd. Înscrie Budriș, astăzi, nu înscrie. S-ar putea să scrie, fiindcă a avut o dorință nemărginită în meciul celălalt, meciul din sferturi, de a înscrie. Și chiar s-a precipitat. Pentru el. Da, s-a precipitat și la un moment dat am văzut că și-a ieșit din pepeni, i-au ieșit nervii din matcă, din acea dorință arzătoare de a înscrie. N-a ieșit nimic, n-a reușit să scrie, dar în schimb a ajutat foarte mult constructiv jocul formației lui Marius Sârb. Acum numărul 7, e vorba de Toto Robert, a șutat, dar... Pare fi mai consistent jocul Devei, spun Deva și Simeria, deoarece jocul CNS Cetate Deva cu Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel Salihnic. Jocul Devei pare un pic mai consistent. Mi se pare și normal, băieții de la Deva sunt în principiu colegi de clasă, colegi de grupă la junior, la CNS Cetate Deva, echipa de Liga 3-a și e foarte posibil ca ei să joace și în Liga 4-a, se cunosc unde foarte... este echipa de junior înscrisă pe fotbalul de teren mare. Ai dreptate, se cunosc foarte bine atât de la școală cât și din timpul liber, din viața privată. La un pas de 2-0, iată ce frumos, la un pas de 2-0 și... A fost Boldea, nu i-a ieșit artificiul tehnic, foarte, Stanciu, foarte frumos. Stanciu, cel care a faltat la faza premergătoare,
loviturii de penalitate de care a beneficiat echipa lui Sârbu Stanciu, a salvat de la golul 2 formația din Simeria. Cartonaș galben pentru Bogdan Moldovan. Robert Tot, numărul 7, Robert Tot. Mario Boldea, jucător de fotbal mare, este destul de, să nu spune nervos, impulsiv, cunoaște, a jucat, a avut adversar mult mai redutabil în Liga 3-a, unde, repet, cum am spus și comentariile trecute, se joacă bărbătește, cel puțin spus, ca să ne exprimăm elegant. Mult mai rapid, mult mai în forță, nu bărbătește, fiindcă și ei sunt bărbați și ei joacă bărbătește, dar la un anumit nivel, fiindcă am în Liga 3. Bărbătește, exact. Avem o vârstă, Liviu, amândoi, ne aducem aminte cum se juca în urmă cu 20-30 de ani. În divizia B, acum azi 20 de ani, iată, l-am pas de 2-0! Și scapă cu fața curată formația din Simeria, în urmă cu 20 de ani în Liga 20, a 20-30 de ani, da. Aveam o serie, aproape 3 sferturi de serie de divizia C cu echipe hunedoroiene, Liga 2, erau 7-8 echipe. Aveam 4-5. Bărbătește spunând, se juca, hai să folosește din ăsta de la gât în sus să lovești adversarul. Ai dreptate. Au trecut acele vremuri, dar... Le așteptăm să revină, fiindcă se revină spectacolul. Să avem echipe în ligile divizionare. Am avut 4-5 echipe în Liga 2 și în Liga 2 se juca mult mai bărbătește și mai tare. Două echipe în Liga 1. Da, și se juca mult mai bărbătește și mai frumos decât se joacă actualmente în Liga 1. Acum Bogdan Moldovan, am impresia, l-am pas de 2-0 și e 2-0 din deviere. O fază că te luași pe noi prin surprindere. Da. A deviat mingea de la unul la altul. Înainte a marcat Bogdan Moldovan, dacă nu mă... Nu. La numărul 16 de la DV. Gorea Alexandru. Înaintea marcării acestui gol de către formația de la Sportiv, am vrut să spun că a apărut oarecare undă de timorare pe fețele celor de la Angel Salini. Se pare că se cantonează în apărare și acest lucru nu e un lucru foarte bun pentru formația antrenată de Carol Gal, acum lovitură de la colț pentru formația Liceului Sportiv. Îi văd cu zâmbetul pe față pe cei antrenați de Mare Sârbu. Lovitură dezvoltată, iată, la un pas de 3-0, același Gorea șut, dar pe lângă bara din stânga porții lui Jescu. Jescu, ai spus anterior, după ce a început partida, foarte bun portar, dar nu poți să faci singur față. Uite așa acum. Același Gorea a avut un șut foarte bun. Greu de... Dacă nimerea spațiu porții, nu știu dacă Jescu putea să facă ceva. Nu știu. Repetăm, cei de la Deva joacă fotbal în mod organizat, se întâlnesc în mod repetat, acum nu că țină noi cu deveni. Hai să vedem pe șeptarul de la Reșița Sagol, ghetărul competiției, Radu Bustan. Bustan. N-a fost să fie pentru el să-mi scrie. Bustan... Dar timpul nu este pierdut. Au trecut undeva 12 minute și jumătate în această primă repriză. 2-0 pentru CNS Cetate Deva. Am spus și ieri când a fost la... Primul sfert de final a fost 3-0 pentru cei de la Colegiul Național Matei Corvin. Ce meci frumos a fost cu Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. Au revenit învățătorii, au făcut 3-2 într-un minut, au dat două goluri. În repriza a doua s-a văzut valoarea celor de la Hunedoara, Pedagogicul, jos pălăria pentru ei, pentru ce meci au făcut. Să revenim la meciul de față. Simeria încearcă să iasă din propriul teren. Combină între ei jucătorii antrenați de Carol Gal. Repet, profesorul Carol Gal, cel care a făurit mulți, a găsit multe tinere talente la Hunedoara, la Corvinu, pe vremuri, care au ajuns fotbaliști de mare renume. Și reamintind de Carol Gal, antrenorul la CSM Simeria și la CSM Reșița și la Unirea Alba Iulia în Liga 1, performanțe remarcabile. Și cu toate acestea, Deva este în atac. Este și normal, având în vedere lotul pe care l-au devenit. Repet, aproape tot joacă la echipa de juniori care evoluează în Liga 4 la CFR Simeria. Din păcate, sunt numai grupe de copii și juniori. Foarte bine că băieții aceștia care îi vedem în alb și negru, care sunt acum pe parchetul sălii sporturilor din Deva, joacă în mod organizat în orașul feroviarilor, important nod de cale ferată în România. Și să-i vedem în continuare pe Deven ce fac și Budriș. Da, este 3-0. Același Bogdan Moldovan. Cei de la Simeria, că tot aminteai de nou de cale ferată, sunt cu un picior în tren, să spun așa, în tren pentru a pleca acasă la Simeria, domnilor și domnilor. Iată, au trecut 14 minute și cei de la Liceul Sportiv au tranșat. Se vede că au clasă de fotbal și Mare Sârbu este antrenor și în Liga 3 la formația de Liga 3 CNS Cetate Deva. Îmi pare rău, practic, de această formație de la Angel Salini. Care au jucat frumos. În prima parte
în sferturile de finală au jucat foarte frumos, dar acum se pare că cei de la Sportiv sunt o pălărie prea mare pentru ei. Acum angajare pentru Bustan și încearcă o preluare pretențioasă, dar nu îi reușește această preluare și scorul rămâne în continuare 3-0 pentru formația din Simeria. Repună... Mai sunt 6 minute până la sfârșitul primei reprize. Ce să spune de Simeria? Antrenorul Carol Gal, un antrenor respectat și respectabil, are un lot limitat de jucători. Asta a fost baza de selecție, acesta este regulamentul cu elevii de la liceul respectiv. 4-0. 4-0 în minutul 15. Înscrie, am impresia, tot. Nu, numărul 9, e vorba de Hordea Răzvan. Hordea Răzvan înscrie după o fază frumoasă, după o fază desprinsă parcă din PlayStation, din jocurile de pe calculator. Hordea Răzvan, apărarea celor de la Angel Salini, a dormit la această fază. Ei sunt timorați, ei sunt probabil puțin dezorientați în acest debut de partidă. În primele 15 minute, cei de la Sportiv și-au etalat clasa. Sunt, din punctul de vedere al vitezei și al ingeniozității în joc, cu cel puțin 3 trepte cei de la Sportiv peste cei de la Angel Salini. Nu știu ce o fi acum în sufletul lui Carol Gal, dar în primul rând e o bucurie și în sufletul lui și în sufletele jucătorilor pe care îi conduce, deoarece au posibilitatea să participe la o asemenea competiție, Cupa Big, ediția 7 a liceilor din județul Hunedoara la fotbal. Acum Budriș pasează. Hai să spunem de Simeria, este o debutantă la această competiție, o surpriză plăcută din toate punctele de vedere și că au acceptat invitația de a participa la acest turneu și prin jocul prestat până la urmă. Da. Joacă frumos, plăcut și... Joacă curat. Joacă curat, da, în primul rând și iată, nu... Se vede și pe ei plăcerea jocului. Nu, adică... mint fotbalul, nu înșală, da, fotbalul, 5-0. A scris Budriș. Iată, în sfârșit a scris Budriș, bate palma cu mine, fiindcă... Fiindcă de multe ori ți-ai dorit să scrie Budriș și iată că Budriș, ești un suporter al lui Budriș. Ai zis că a fost coleg cu fiul tău de grădiniță. Budriș de când era copiluț de la grădiniță. Da. Budriș a trecut și el numele pe lista marcatorilor din cea de-a șaptea ediție a Cupei Big a liceilor din județul Hunedoara la fotbal. Fac instrucție cei de la Sportivă. Sper că Budriș să poate după această ediție a Cupei liceilor Big FM să explodeze talentul lui. Da, cam fac instrucție, cam fac ceea ce vreau cei de la Sportiv cu cei de la Angel Salini. Dar... numărul 11 la, da, gol! Înscrie. Asta tot... este fotbalul între liceeni. Tont Emanuel înscrie. Iată, 5-1 și meciul poate redeveni frumos, poate redeveni echilibrat, deoarece sunt tineri și cei de la Angel Salini au plămânii proaspeți, să spun așa, și pot pune probleme celor de la Sportiv, fiindcă atât cei de la Sportiv, cât și cei de la Angel Salini au fiecare câte două picioare, fiecare jucător și de ce nu au și condiție fizică cei de la Angel Salini, puțin cu 2-3 trepte în plus au o condiție fizică mai bună, probabil cei de la Sportiv. Acum Bogdan Moldovan se pasă frumos, până la tot. Da. Faulturile sunt ca și inexistente. Sunt inerente, n-au fost faulturi care să degenereze. Sunt contacte, cum ai spus tu, inerente între jucătorii de câmp și fără să vrei. Iată, a intrat și Kovac, cel care joacă la Bergamo Deva. Kovac e folosit mai rar, doar în momentele în care formația lui Sârbu conduce. Cred că va fi folosit în finală. Nu știu, din câte am văzut, Marius Sârbu are jucători mai buni puțin decât Zabar Kovac, dar Zabar Kovac e foarte apreciat de cei de Liga, de la formația de Liga Națională de Fusa la România. Autobergamo Deva e primul timeout al partidei. E 5-1 în minutul 18, da, între Liceul Sportiv și Angel Salini. Secunde mai sunt până la finalul primei reprize. Ce vreau să spun de Simeria și de Deva? Simeria Ceferiștii joacă foarte bine, destul de rapid. Ca un tren accelerat pe vremuri. Dar Deva parcă joacă ca un intercity, cum se numește acum. Îmi place că ai făcut specificația ca un tren accelerat pe vremuri, fiindcă și acum avem trenuri accelerate, dar nu vreau să vorbim de întârzierile ce le semnalează acele trenuri. Joacă bine și de-aia vreau să fac precizare încă o dată. Deveni joacă fotbal între ei, se întâlnesc aproape zi de zi, nu chiar o oră. Hai să spunem ceva despre numărul spectatorilor. Sunt un număr de aproape 400 și se așteaptă ca în seara finalei, adică mâine de la orele 20, să fie sala arhiplină, să vibreze sala sporturilor din Deva ca o meci de Ligă Națională. Este încă time-out, sunt curios ceea ce le spune Carol Gal. Mă bucur că i-am văzut pe cei care participă la a doua semifinală, sunt deja în tribună, coboară spre vestiare.
Sunt emoții foarte mari și înaintea acestui meci și înaintea meciului care va urma, care în continuare va fi transmis la noi la Hunedoara TV. Hai să spunem pentru cei care n-au văzut meciul dintre Matei Corvin și colegiul Regina Maria. Matei Corvin mi se pare o echipă mult mai puternică decât anul trecut, decât în ediția 6, ediția precedentă. Au jucat mai simplu, mai clar și au jucat cu o inspirație mai mare și, nu știu, acel Cristian Simionov a făcut tot meciul celor de la Matei Corvin. Se vede, este un Matei jucător, Corvin. Părerea mea, după cum l-am văzut jucând și pe terenul mare la Hunedoara, este peste nivelul Ligii a 3-a. Este peste nivelul Ligii a 3-a, dar Cristian Simionov nu are decât 18 ani, 19 ani. Are timp să progreseze. Da. Are... Dar, ce să spun, din păcate, ar fi păcat să-i plafoneze aici la Hunedoara. Dacă l-ar vedea cineva de la o echipă mai mare, ar fi foarte bine pentru el. Și pentru futsal, are calități deosebite pentru futsal. Trebuie să ai un dram de noroc, trebuie să știi cum să gestionezi viața privată, cum să-ți gestionezi cariera. Trebuie să ai noroc să te remarce cine trebuie și trebuie să ai grijă ceea ce faci cu viața ta, atât pe plan sportiv și cât și pe plan privat, la un pas de 6-lea 1 cei de la Sportiv, dar chipul zeiței norocului s-a arătat lui Jescu de această dată, acolo lovitor de la colț. Jescu, să spunem, un portar foarte bun. Hai să, nu vreau să fiu răutăcios, un portar foarte bun, fiindcă nu a prea avut de lucru în primul sfert de finală, vreau să spun un singur lucru, Jescu și el e tânăr, are 17 ani, are timp să crească, iată, era la un pas să încaseze cel de-al 6-lea gol în acest prim iptan din prima semifinală, din cea de 7-a ediție cu Cupei Big FM al liceilor din județul Hunedoara la fotbal, dar Jescu mai are de învățat și mi se pare... Și poate crește, spune și tu, are 17 ani, mai puțin de 2 minute până la sfârșitul acestei prime reprize, 5-1 pentru CNSC, toate de în confruntare cu colegiul tehnic de transport golul, de la Angel Salini. Golul 1 al celor de la Angel Salini le-a dat elevilor lui Carol Gală, le-a dat aripi, le-a redat speranța, ca să spun așa, și așa înainte aceste partide aveau speranță și au spus, chiar Carol Gală mi-a spus că, să spun așa, cu puțină concentrare ei pot să facă o figură frumoasă și să producă mare surpriză, adică să elimine echipa liceului sportiv din Deva antrenată de Mare Sârbu. Acum, este o competiție plină de surprize această cupa liceilor da, Big FM, iată indiferent de numărul ediției care se desfășoară. Simeria totuși continuă, îmi place, joacă, se joacă pe atac, nu este nimeni resemnat, nici devenii nu se consideră câștigători, deși au 4 goluri în avans. Simeria joacă frumos cu zâmbetul pe buze, cum au fost toate meciurile de până acum. Dar Marius Sârbu știe cum să ceară jucătorilor săi să rămână concentrați. Am văzut și meciurile echipei de Liga 3-a CNSC Tatedeva, conducea la un moment dat pe ACS-ul filiaș CNSC Tatedeva cu 3-0. Vorbeam, o mare ocazie a fost al lui Radu Bustan. Da. Dacă înscria, ajută la 6 goluri. Da, are 5 goluri până acum în prima partidă. 5 goluri, spuneam, dacă îmi permis să continui ideea, în meciurile de Liga 3-a CNSC Tatedeva, Marius Sârbu le cerea jucătorilor la 3-0 într-un meci cu ACS-ul filiaș și să rămână concentrați. Deci Marius Sârbu știe cum să-i monteze și să-i remonteze de fiecare dată când formația sa e la un pas să se relaxeze. Mingea vine foarte greu din tribună, nu știu ce se întâmplă. Așa se întâmplă ca la marele meciuri, da. Mingea este reținută de suporteri. Mai sunt 20 de secunde, 19 practic. Cred că ăsta va fi scorul la pauză, 5-1 pentru CNSC Tatedeva în confruntarea cu colegiul tehnic. Totu Robert a vrut să repună de la margine, dar celălalt șeptar, e vorba de Bustan. Bustan cedează balonul numărului 9 din formația lui Carol Gal. E vorba de Petraru Florin. Petraru nu știe ce să facă cu balonul, trimite la sunt nivelul parchetului. Da. Nu se validează golul dacă dai gol direct, n-a avut. 15 secunde, probabil, așa cum spuneam, scorul la pauză va rămâne 5-1 pentru CNSC Tatedeva în confruntare cu Angel Salim de la Simeria, 8 secunde, 7. Asta este. Eu personal am avut așteptări mai mari de la formația din Simeria de la Angel Salini, formația antrenată de Carol Gal, deoarece au defilat în jocul cu cei de la Sigismund Oduță, s-a gătat prima repriză, s-a terminat. Mai departe, vorbim după pauză.